Născut la Gura Humorului pe 31 martie 1973, Cătălin Țăranu este românul recunoscut la nivel mondial ca un foarte bun practicant al jocului de Go, ale cărui taine le-a deprins la 16 ani. O contribuție importantă în formarea ca jucător profesionist a românului din Suceava a avut-o cel care l-a inițiat în jocul de origine chineză, Cristian Cobeli, un profesor de matematică din Vatra Dornei. Apoi Cătălin a devenit primul european care a trecut examenul prin care a căpătat titlul de jucător profesionist după regulile valabile pentru jucătorii japonezi. Ulterior, i-au trebuit doar 4 ani să ajungă la gradul 5 dan și doar 2 ca să atingă gradul 4 dan. Pentru că vestea despre profesionistul din România s-a amplificat, jocul de Go a fost din ce în ce mai agreat și introdus într-o mare parte a școlilor din țară. Câștigător al cupei Fujitsu la Go 1997, al campionatului european din 2008 și ocupant al locului 2 la edițiile din 2005, 2009 și 2011 ale aceleiași competiții europene, Cătălin Țăranu nu avea cum să lipsească din Serbia, de la Palici și de la competiția europeană din 25-27 martie 2016, unde România a fost bine reprezentată. First of all, about the place and the people, the local people who helped this event to make it possible. I think the place is really amazing. It was very relaxing to be here. So surely we will keep in mind to come back again in this city. Apreciat de japonez, Cătălin Țăranu a fost preferatul unui post național de televiziune nipon pentru realizarea în 1997 a unui documentar despre viața și cariera românului.